Acolo departe. Roman dramatic de Mircea Ștefănescu. Cele ce urmează s-au petrecut puțin timp după primul război mondial în căsuța pensionarului Iancu, ascunsă între tufele de liliac și bolțele de viță de vie, pe undeva pe la periferia unui orășel tihnit de provincie. Afară s-a luminat de ziua, dar Silviu, fiul lui Iancu, stă tot aplecat asupra mesei, lângă lampa aprinsă, căci, năzuind să ajungă romancier, și-a trecut și noaptea asta, ca pe multe altele, tot scriind, rupând, scriind și iar rupând colile de hârtie. Romancierule, te-a prins dimineața cu lampa aprinsă. Ce folos, tată? N-am pus un pic de viață în tot ce-am scris. Ridică transpirantul și suflă în lampă. Da. Să-ți pierzi timpul scriind romane ca să te citească fetele bătrâni, mai bine ți-ai găsit și tu o meserie ca lumea. Literatură ne trebuie nouă. Tu nu vezi că s-a scumpit varza în piață? De roșii nici nu mai vorbesc, ți se irită stomacul și înduind după ele. Râzi, ai? Funie de ceapă a ajuns o avere, să face economii toată viața ca să o cumperi. Să te spânzuri cu ea. Da. Râzi. Ce știi tu de grijile astea? Tu știi să îmbuci? Lasă, tată, că poate îmi fac un rost să plec la București. Crezi că mie nu mi-e greu la 24 de ani să-ți fiu încă povară? Ei, ia lasă, nu fii prost. Dar aș fi vrut să văd la dumneata un pic de înțelegere. Înțelegere, dragă băiete, sigur că trebuie. Și atunci de ce să nu o găsesc tocmai la dumneata și să mă caut afară din casă? La Pompei? Nici vorbă. Se putea să nu-l pomenești? Dar el e singurul om care mă înțelege și mă încurajează în orășelul ăsta. Și la ce să te încurajeze, mă rog? O fi frumoasă poezia voastră, nu zic, și mie îmi place. Și cui nu-i place? Cui nu-i place să-și mai înalțe puțin sufletul? A, vă să zic că trebuie să fie și oameni care să se ocupe de poezie. Păi să fie, neapărat să fie. Dar să fie alții, nu tu. De ce? Așa, nu tu. Unde poate să te duc cu ocupația asta de rentier? Pe mine nu știu. Pe unii însă i-a dus la nemurire. Ce face? Nemurire? Da. Ia, ascultă, băiete, tu care le știi pe toate. Să știi una și de la mine. Cu nemurirea asta se moare de foame. Oh, ești tare drag. Ia, lasă-mă, îi fă bine și te culcă. Hai. Da, bine, dar numai 10 minute. Știi, e în subiectul romanului meu un moment pe care vreau să-l lămuresc. Ce să-l mai lămurești, mă? Am citit și eu în viața mea vreo 7 romane și toate erau la fel. Ba un băiat iubea o fată, ba o fată iubea un băiat. Ba băiatul era sărac și fata bogată, ba el bogat și ea pârlită. Sau trăiau și se certau, sau mureau și se împăcau. Când am văzut așa, m-am lăsat de citit. Dacă nu te lăsai, vedeai că nu-s toate la fel. Nu-s toate la fel? La tine cine-i sărac? La mine băiatul. Da? Și fata nu-l iubește? Ah, ba da. Păi atunci însoară-i. Însoară-i, termină povestea asta și apucă-te-și tu de o meserie serioasă. Nu pot să-i însor, se opune tatăl fetei. Păi de, mă, dacă băiatul nu-o fi bun de nimic. Da, sigur, o fi scris și el romane. Păi atunci să nu-i odea. Uite, tatăt sunt, dar să nu-i odea. Bine, și atunci cum să termin romanul? Cum să-l termin? Da. Uite așa, să scrii că să nu-i odea tatăt decât cu condiția ca băiatul să-și găsească o slujbă. Iar începi, tată. Da, că numai atunci să-l vezi cum își mai găsește și pune mâna pe fată. Așa, întâmplare ți-a trebuit și ție, dar mai bine decât să o scrii, mai bine ai trăi-o, că te-ai face și tu om.
Și las că s-ar găsi el alt zevzec să o scrie. Pe de unde știi că n-am trăit-o? Ei, n-ai trăit-o, că dacă o trăiai, îți găseai slujbă. Da, așa e, tată. Ai dreptate. Am vrut doar să-mi închipui, dar am luat-o din poveștile altora. Oricine ar putea să o scrie afară de mine. Afară de ce? Da. De ce? Vezi, îți spuneam că nu e nici un pic de viață în tot ce scriu, că nu e nimic din mine. Nu înțelegi, tată, că eu n-am iubit niciodată. Ei, lasă, dragul tată, că o să iubești și tu. Când ți-o veni vremea. Da? Și când? Și pe cine? Ei, cine o fi să fie, să știi de la mine că te așteaptă. Aici? A unde? Și aici nu se fete? Eu nu știu, frate, ce-o-i fi având cu petecul ăsta de pământ pe care te-ai născut. Îl urăște de parcă ar sta stinghită. Să fii sigur, tată, o să mă înghită. Pe cine văd eu aici? Pe șchioapa lui Tănase, de suport? Iar lasă, cor mai fi fete pe lume. Pe lume, da, dar lumea, tată, nu e aici. Dar ce e aici, mă? Ce e aici? Pustiul deșertului? Tare mi-e teamă, băiete, că oriunde te-o-i duce, tot pe cei de aici o să-i simți cum umblă prin tine. Caută o inimă de fată care să semene cu a ta. Uite, cum a semănat a maică-te cu a mea. Pe ce lume vrei să te duci să o întâlnești, când tot aici o să te întorci după ea? Nu, no, nu, no, tată, în mine nu mai e decât dorul de orizonturile pe care le visez. Simt nevoia să mă rup, să mă rup de aici. Să te rupi? Da. Nu, băiete, astea nu sunt gândurile tale. O travă asta ți-a turnat o Pompeie în suflet. Tată. Dar dacă vrea să-mi te ia în casă, atunci am să-l poftesc eu afară. Când o îndrăznesc să mai bată la ușă, să vezi cum îl poftesc. El e. Ha, poftim! Mulțumesc, domnule Iancu. Bună dimineața. Bună. Dar de ce mulțumești? Păi pentru că m-ai poftit, domnule Iancu. Eu? Pe dumneata? Da, da. Tată. Și ce fapt așa măreață ai făcut azi noapte să alergi la fiul meu în zorii zile să-i dai de știre? Azi noapte am făcut o poezie. Na. Poezie. Pompei, dă-mi să văd. Eu nu înțeleg, frate. Dumneata nu găsești pe altul cui să-i citești poeziele dumneitale decât lui fiul meu? Literatura aici în oraș, domnule Iancu, nu citim decât noi doi. Mai era unul care citea, unul Zamfir, dar ăla a murit acum 5 ani. Începe grozav, Pompei. Nu-mi intră mie în cap, domne. De ce nu mai stai dumneata și pe acasă? Acasă? Păi n-am. Cum n-ai? Parcă și te-ai într-o odăiță la Tănase de sub pod. Da, de sub pod, domnule Iancu, dar m-am mutat. Ne? Și unde te-ai mutat, mă rog? M-am mutat sub pian la cafenea, la Select. Știți, mă cunoaște patronul și mi-a spus că noaptea după ce pleacă pianistul pot să stau acolo, da. Halal viață. Și mă gândesc că tatăl dumitare era un om cu scaun la cap, mama dumitare femeie așezată. Dar ăsta de ce să fac romane? De unde și până unde? Mie nu înseamănă, mamă și mai puțin. Dacă n-ar călca pe urmele dumitare... Da, te rog, tată, nu mai... Lasă, domnule Iancu, lasă, că de mâine n-o să mă mai vedeți pe aici. Okay. Nu, Silviu, că nu spun asta din supărare. Dar tu știi ce mi-a promis domnul Smărândescu de la primărie? Îmi dă ceva bani azi la prânz și mâine plec la București. Cum la București? Pleci la București? Domnule Pompei, vrei să pleci? Du-te sănătos și îmi pare bine. Dar dacă ți-o trezi prin cap să mi-l răscolești mie pe Silviu, păi să știi că... Cine e? Silviu. Vezi că te cheamă domnul Angel. Da, mă duc să văd ce vrea. Pompei, așteaptă-mă, te aștept, da. Ia, ascultă, domnule. Bine că rămăsești puțin cu mine, că de mult vreau eu să te judec eu. Știu ce vrei să mă întreb, domnule Iancu. De ce îl îndemn pe Silviu? Să pleci la București, așa-i. Domnule Iancu, uită-te puțin la mine. La dumneata? Păi te știu pe din afară. Și ce-ți zici când mă vezi? Vrei să ți-o spun în față? Da, domnule Iancu. Ei bine, mi-e silă. Domnule Iancu, peste câțiva ani, când te uita la Silviu, o să-ți aduci aminte de mine și o să-ți pară rău, domnule Iancu. Ce vrei să... Ce... Mi-ai spus că mă știi pe din afară. Uite, să nu crezi că fac o glumă, dar nu mă știi pe dinăuntru. Pe dinăuntru nu mă știi, domnule Iancu. Și nici pe el nu-l știi. Dacă-i vedea cum se dospește amărăciunea în el,
I-ai dat drumul. Nu înțeleg. Nu știu ce vrei să spui. Poate că și în mine a fost ceva, domnule Iancu. Dar m-am pierdut aici. Am strigat și eu ajutor din groapa asta, dar nu m-a auzit nimeni. Nimeni. Domnule Iancu, dezgroapă-l pe Silviu cât timp mai poate striga ajutor. Oare tocmai dumneata să nu crezi în el? Uite, uite dacă ți închipui că prietenia mea îi face rău, să plece singur. Iar banii de la domnul Smărândescu... Nu, asta nu se poate. Ba da, domnule Iancu, ba da. Ajunge să trăiască unul din noi, cel mai bun. Eu și așa sunt pierdut. Domnule Iancu, nu-mi răspunzi nimic? Domnule Iancu... O să ai grijă de el la București. Domnule Iancu... Ce-i? Tată, Popei, ce s-a întâmplat? Silviule, Silviule, sărută-l pe domnul Iancu. De ce? Pentru că a venit toamna, mă. Și știi tu ce înseamnă toamna la București pentru oameni ca noi? Apar reviste noi, mă, reviste noi, cărți noi. Peste tot miroase a tipar proaspăt, ca mirosul pâinii scoasă din cuptor. Tată! Tată, adevărat? Poate că așa ți-o fi scris, băiete. Dar acum culcă-te, hai. Păi, atunci eu mă... La revedere. Pe după masă, Pompei, pe după masă. Ia, ia-ți deja urcare, gata. Hai. Nu te de acolo să te învedesc. Așa. La ce te gândești, tata? Ha? Ia că... Mă gândesc... Când ai să ajungi tu o mare... Cărțile tale... În vitrine, la librărie, în centru. Pentru ele am să-mi cumpăr niște ochelari noi. Tu o să te întorci aici. Și o să ne arătăm amândoi pe strada mare, știi? Și lumea o să se uite la noi și o să spună: ia uite, precedătul din băiatul lui Iancu. Acum 3 ani la București, am rămas aici în mansarda ta. Da. Speram să mă realizez prin lupta vieții, a ideilor și prin dragoste. Ce? Ce-am făcut? Traduceri, meditații de franceză, romane senzaționale, gazetărie, ca să fiu socotit literatul redacțiilor și zvârlit la paginile care nu se citesc și nu se plătesc. Iar de Pompei, ce să mai vorbim? El cel puțin a rezolvat totul cu un glon, se întâmplă. Da, mult l-a mișcat pe taică tu sfârșitul lui Pompei. Știi, tremura în gând pentru mine să nu apuc pe același drum. Nu, eu m-am hotărât, plec. A văzut și tata că nu stau degeaba, mi-a citit articolele. Acum crede în mine. În fine, dacă își vinde căsuța... Dar îți închipui că l-aș lăsa să facă una ca asta? Nu. Până în 3 luni termin cu editorul. Îi predau seria întreagă de broșuri palpitante. Și crezi că banii ăștia o să-ți ajungă mult la Paris? No, să mă văd eu acolo, pe urmă ce-o fi, o fi. Cu franțuzească pe care am învățat-o destul de bine, nu pierd eu. Dragul meu, nu știu, eu nu mă amestec. Am și altă fire, nu știu. Dar eu nu mi-aș părăsi țara pentru nimic în lume. Da, ești mai înțelept, barbule. Și pe urmă, tu cu pictura te descurci mai bine, nu? Dar eu când mă uit la anii ăștia din urmă,
Îi spuneam toate într-o zi că eu n-am iubit niciodată. Nici până acum n-am iubit, Barbule. Nimic nu s-a schimbat în sufletul meu. Nici în sufletul, nici în scrisul meu. Ce vrei, mă, ce vrei? Răbdare, ai răbdare. Da, uite și eu. Eu am rămas fără model tocmai acum, când trebuia să-mi pregătesc serios expoziția. E, am lăsat adresa la Bele Arte. Ia stai, ia stai să mă repet, să văd s-o fi prezentat vreun model. Stai. Bine, atunci ne întâlnim la masă, da? Da, da, la revedere. La revedere. Barbule, ce știi tu? Cine e? Intră! Bună dimineața! Bună dimineața! Aici se caută un model, nu? Model? A, ba da! Atunci pot să intru? Sigur! Poftim! Poftim, domnișoare! Da, de ce râzi? Nu mai îmi spuneți domnișoară. Spuneți-mi Ioana. Ioana? Da, așa mă cheamă. Și dumneata ești model de profesie? Nu mai îmi spuneți dumneata. Spuneți-mi tu. Tu? Da. Da, așa mă cheamă. Da. Nu sunt de mult. Ce? Nu ești de mult? Ce m-ați întrebat dumneavoastră? A, da. Dar ce te-am... Iartă-mă, sunt puțin zăpăcit. Da. La început eram vânzătoare într-o florărie. Cu pictura însă se câștigă mai bine. De unde ești? Din Argeș. Nu ne-am dat însă mâna. Poftim, nu ne-am... Adică așa. Bună ziua. Da. Zici că din Argeș? Și din Argeș de unde? Ghici. Un oraș la marginea unui râu. Și chiar din marginea orașului spre râu? Da, cum ați ghicit? Extraordinar, Ioana, extraordinar. Dar cum de nu ne-am văzut niciodată? Și dumneavoastră tot de pe acolo? Spune-mi, cunoști casa lui domnul Iancu, pensionarul? Se poate să nu o cunosc. Când treceam seara spre casă, că eu o vindeam la Garofița pe strada mare, îl vedeam cum uda ghivecile de la fereastră. E tatăl meu. Ei, nu. Da? Da, da, pe dumneavoastră nu v-am văzut niciodată. Ei, sigur, stați mai mult prin casă, da, pictați. Eu pic... Nu, dar lucram, da, lucram. Vă plac? Ești frumoasă, Ioana. Nu, nu, ca model. A. Nu vă plac? Ba da. Ba da, îmi place mult. Să mă dezbrac? Poftim? Nu. Da, să vezi, Ioana, eu stau cu un prieten al meu care... el e... Tot pictor. Da, atunci pot să rămân. Cu pictorii sunt obișnuită. Rămân? Da, să nu-mi spuneți doar așa. Să știți că eu nu mă supăr. Numai că... Nu m-ați văzut încă. Toți pictorii au fost mulțumiți. Să mă dezbrac numai ca să vedeți. Nu, nu. Nu. Nu, Ioana, nu, pentru că... Da, da, păcat. Da, mai luasem o adresă, dar nu știu de ce întâi am venit aici. Deși rămân mai departe. Dacă nu vreți să vedeți... Ioana, ascultă, Ioana, eu nu... Zău, dacă nu vine să cred că vă e rușine. Așa? Mă rog, atunci, poftim. Să mă dezbrac de tot? Nu, nu mai bust. Adică, lasă, Ioana. A, modelul cel nou, da? Da. Dar grăbit model, fetițo. De ce? Dacă am văzut eu bine, începeai să pozezi chiar înainte de venirea mea. Cum? Poftim? M-am întors pentru că mi s-a spus la Bele Arte că a trecut o fată și mi-a luat adresa. Cum spuneți? Pe... A, dacă vreți, vă las. Barbule... Cum? Cum, dumnealui nu e... Cine e pictorul? El, Ioana. De ce ai făcut asta? Nu trebuia să-ți bați joc de mine. Asta, stai, fetiță, stai. Nu trebuia să-ți bați joc de mine. Fetiță, te rog, stai, nu pleca. Tu nu poți înțelege de ce a făcut asta. Eu însă am înțeles. Rămâi. Ioana. Nu. Ți-e frică de mine? Iartă-mă, Ioana. E păcat să mă dezbraci când n-ai gânduri curate. N-ai înțeles că numai nevoia m-a adus aici. Eu știu. Mi s-a spus de atâtea ori că atunci când mă dezbrac, acolo pe pânză începe o muncă frumoasă. Că din viața mea se naște altă viață. Altfel mi-ar fi rușine. Iartă-mă, Ioana.
Mi-ești dragă, Ioana. Tu nu știi ce vorbă minunată ai spus. Ce înțelesuri au ieșit din sufletul tău. De ce nu te-am cunoscut acolo, la noi? Ai trecut de atâtea ori pe lângă mine și nu te-am văzut. Ai fost de atâtea ori dor de tine. Și nu te-am simțit că ești aproape. Domnule Barbu. Îl iubești, Ioana, îl iubești. Mi-ai spus-o până acum de 10.000 de ori. Și crezi că el mă iubește mult? Mult? Da, cred, Ioana. Da, ia scoală-te de acolo, hai. Hai, scoală-te că o să răcești. Hai, sus, sus. Nu voi la început să mă iei ca model. Sus de acolo, credeam că ești cocoșată. Hai, sus, sus, sus. Dacă nu mă opreai dumneata atunci, de ce rău îmi părea să plec? Iartă-ți. Ei, lasă. Vorbește tu, hai. Spune tot ce vrei. Dumneata, crezi că dacă i-arată editorul toți banii azi, pleacă la Paris? Pleacă. Nu pleacă. Dacă ești atât de sigur, atunci de ce mă mai întrebi? Așa? Ca dumneata să-mi spui că pleacă și să spun că nu pleacă. Și dacă o pleca? Nu o să poată să plece. Nu o să poată. De ce? Știu eu de ce. Nu înțeleg. Nu-i nimic. Mi-am pus eu ceva în gând. Ce? Știu eu ce. Știi că acum cu ce i-a trimis taică-sul are destui bani? Știu. I-a trimis mult? Jumătate din ce a luat cu vânzarea casei. Cu banii pe care îi mai ia de la editor, Silviu, poate să stea aproape un an la Paris. Cui a vândut casă? Fostului chiriaș, un om de inimă. Și acum bătrânul ce face? A ajuns chiriașul fostului chiriaș. Ce bun trebuie să fie bătrânul. Ce mult aș vrea să-l cunosc. Și eu l-aș iubi și l-aș îngriji. Nu-i așa că seamănă mult cu dumneata? Cine? A, tatălui Silviu? Da, pentru că nu-i așa că și dumneata ai fi în stare să faci orice pentru el. De ce nu-mi răspund? Chiar să suferi? Da, Ioana. Îmi dai voie să spun ceva? Ce? Te iubesc mult. Hai, Ioana, nu-mi zile să te scol de acolo. O să răcești, ce naiba, hai? Când mă certi, ești urât. Sub n-o să plece. Ascultă, Ioana. Îți sunt prieten, nu? Da. Atunci ține minte ce spun eu. Dorul de plecare e în Silviu ca o boală de aceea care roade pe tăcute și nu cruță. Știu. Gândește-te că a primit ca taicăsul să-și vândă căsuța pentru el. E bine ca să facă Silviu asta când îl iubește pe Nenaiancu așa cum îl iubește. Asta înseamnă că dorul de ducă în el mai puternic decât orice pe lume. Nu. Cum nu? Ce aia nu? Lasă că știu. Ei, ce tot știi? Știu că numai eu îl pot împiedica să plece. Nu cred că îl mai poți opri nici tu, nici nimeni. Ba eu da. E bine cum? Știu eu cum. Nu pleacă. Nu pleacă, da? Nu pleacă. E bine dacă așa știi tu. Eu știu ce știu. Și numai eu știu ce știu. Da, așa cum știu eu ce știu, știu că nu pleacă. Bine. Acum îmbracă-te, așa. Astă seară faceți lecție? Mă duc numai să dau cățelului de mâncare și mă întorc. Dumneata, ați aranjat expoziția astă seară? Da. Eu toată noaptea o să stau la Ateneu și o să agăs tablourile pe pereți. Toată noaptea? Da. De ce te uiți așa la mine? Mă uitam. Cum să mă uit? Da. Ce să-i spun lui Silviu? Că viu, că... La revedere. Ioana. Ce? Bagă de seamă. Ce? Știu eu ce. Gata portretul? Gata. Acum te poți uita. Da. Așa. Îți place? Așa e Ioana? Ce nu seamănă? Da. Ai pus în ochi o lumină pe care ea nu are. Ochii ăștia doresc, Barbule. A Ioanei sunt supuși. Dar unde vezi tu dorința? Cum unde o văd? Pentru că ai pus un portret. Poate că nu ți-ai dat seama, dar așa e. Vorbești prostiu. Eu spun ce văd. Și, pe urmă, ăsta nu e corpul Ioanei, nu? Cum? De ce nu? Vezi tu, Ioana e un copil, Barbule, ăsta e un corp de femeie.
Dar unde naiba vezi tu femeia în corpul ăsta fraged? Eu nu înțeleg. Stai. Eu cred mai mult că tabloul se transformă în ochii tăi. Cum? Adică? Adică, nu știu, tu o vezi pe Ioana cu ochii tăi și completezi tabloul. Îl completezi? Cu ce? Cu dorință? Bine, dar în cazul ăsta completarea ai făcut-o tu, Barbule. Eu am fi idiot. Da, bine, dar eu n-aș avea ce completa. De unde să știu eu cum e corpul Ioanei, nu? Doar nu stau niciodată aici când îți pozează. A, da, bine. Știu chiar. Și nici n-a stat. Îți spun sincer, Barbule, nu m-aș mai putea stăpâni. Poate că și ăsta e un motiv pentru care îmi grăbesc plecarea. Uite pașaportul. Pe un an. Poi mâine plec. Va să zic că... Taci, nu mă descuraja, te rog. Merg pe 4 ani de când sunt în București. Cine mă cunoaște? Da pe tine. Aici mă nec și te nec și tu. Știi cum te-ai uitat acum la mine? Cum te uitai în ultimul timp la Pompei. Dar deși sunt în ajunul expoziției, să știi că nu sunt superstițios. Dacă n-ai succes cu expoziția, ce faci? Eu? Mă așez la șevalet și lucrez mai departe. Ascultă-ți, iubire. Pe tine nu te leagă nimic de țara asta? În orice caz, nimic care să fi rodit în mine. Dar, Ioana, voiai ca sufletul tău să se cunoască prin alt suflet, nu? Poate că Ioana mi-e încă prea aproape. Ioana a vorbit enorm în mine. Dar ea trebuie să rămână o poveste simplă, sub un cer senin. O poveste fără de sfârșit, pentru că sfârșiturile sunt triste și Ioana mi-e prea dragă. Vreau să o uit, Barbu. Ea nu o să te uite niciodată. Mă duc. A spus Ioana că vine. Da? Bine. La revedere. La revedere. Poi mâine. Mâine mă repet acasă să sărut pe tata, iar poi mâine... Bine, dar... Ce? Dacă ești hotărât să pleci, atunci nu uita că sunt suflete cărora e o crimă să le ceri sau chiar să le primești o jertfă. Pentru că o fac. Ce vrei să spui? Că e păcat să o facă degeaba. Da. Și acum valiza. Beata fată. Dacă ar ști ea. Intră, Ioana. Ce? Valiza. Draga mea... Când pleci? Poi mine? Da. Dar de ce râzi așa? Știu eu de ce râd. Îți pare bine că plec? Știu eu de ce îmi pare bine. Ești sigur că pleci? Da, trebuie. Ce bine îmi pare. Cum e, Ioana, îți pare bine că plec? Că nu o să mă mai vezi poate niciodată? Îmi pare bine că acum știu sigur că pleci poi mine. Era mai rău dacă nu știam. Dar de ce? Pentru că acum sunt sigură că nu o să pleci. Nu o să pleci. Știi bine că trebuie, Ioana. Nu. Eu știu că fericirea dumitale e să fie aici. Nu acolo, departe. Eu știu că dacă ușa asta se deschide și pleci, nu o să fii fericit. Dar dacă stai închis și rămâi, o să fii. Astea-s gânduri de ale lui Barbu. Când te iubește cum te iubește el, înseamnă că trebuie să știe ce spune. Dar crezi tu că n-aș rămâne, Ioana? Crezi că mă deslipesc ușor de sufletul ăsta al tău? Crezi că o să mă despart ușor de trupul ăsta pe care mi-e atât de drag să-l strâng în brațe? Ți-e drag să-l strângi în brațe? Da, Ioana, da. Sărută-mă mult. Mult. Atunci de ce pleci? Taci. De ce? Ioana, taci, lasă-mă să fiu stăpân pe mine. Gândește-te că eu plec. Nu o să pleci. Plec, Ioana. Eu știu de ce nu o să pleci. Da? De ce? Pentru că n-ai pe unde. Cum n-am pe unde? Pe ușa asta vrei să pleci. Desigur. Nu. De ce? De ce? Știu eu de ce. Hai, vino în brațele mele. Hai, închide ochii și vino.
Cum nu vezi până acolo, Ioana? Nu e chiar așa departe, Gara. Hai, uite-te după mâna mea. Ba da, 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 văd. Două lumini roșii? Da, 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 pe aceeași linie, da? Deasupra lor una galbenă. Așa. Astea sunt luminile de la locomotivă? Da, 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 da. Trenurile astea au niște mașini mari pe care eu le cunosc după cum pufăie când trec pe sub pod. Care pot? Ăsta, pe care stăm noi acum. Mașini mari, pacificuri. De ce așa mari? Ca să țină până la Paris? Ei, nu. Dar la graniță nu le schimbă? Sigur că le schimbă. De ce? E, de ce? Pentru că obosesc și ele. E așa departe la Paris? Cam departe. Mi se pare că îi dă drumul. Hai să plecăm de aici. Dar de ce, tocmai acum e frumos? Să-l auzim cum duduie când trece pe sub pod și se duce încolo. Nu, mi-e frică. Cum ți-e frică să nu mă ia cu el? Da. Nu, Ioana, nu, nu mă mai ia nimeni de lângă tine. Aici vin fiecare seară. De ce? Așa, ca să-mi trimit gândurile mai departe. Și într-o seară ca asta, nu o să-ți plece numai gândurile cu tremul ăsta. Ioana. Ba da, spui că nu o să te mai ia nimeni de lângă mine. Dacă îmi spui așa, eu te simt cât ești de trist. Dar nu înțelegi că te iubesc. Da, știu. Ioana e încă aici în suflet. Dar Ioana e mică și slabă, iar trenul e mare și puternic. Ioana e frică de tren, dar trenului nu e frică de Ioana. Și trenul o să intre în suflet și o să dea peste Ioana și o să o calce. Și Ioana nu o să taci, taci, Ioana, taci. Dumitare, să-ți pare rău, dar spune-mi, nu e așa că o să fii mai fericit? Ioana. Ba da, ba da. Eu știu că ai rămas pentru mine. Dar gândurile dumitare sunt departe. Se iau după tren în fiecare seară. Și gând cu gând te duce dumneata cu el. Nu, Ioana, nu. Nu e așa că sufletul dumitare a și plecă? Sufletul meu te-a căutat pe tine, Ioana, de mult. De mult pe tine te caut. Atunci de ce nu ești fericit? Sunt fericit, Ioana. Nu ești trist și obosit. Nu mai scrii, de ce? Dacă m-ai căutat și m-ai găsit, de ce nu mai scrii? De pentru că ești prea aproape de mine. Vreau să mă simt pe mine și nu te simt decât pe tine, înțelegi? Ești în mine, Ioana. Mi-am înlocuit sufletul cu al tău. Pentru că al dumitare a și plecat. Și uite, vezi? Vezi, eu am curaj. Dar acum nu mai mi-e frică. Hai, fii și dumneata curajos. Nu te uita înapoi. Și pleacă. Să nu mă uit înapoi? Dar cum, Ioana, tu crezi că dacă aș pleca, am să te uit vreodată? Ca să fii fericit, trebuie să mă uiți. Pe tine, nu. Să mă aștepți, auzi? Să mă aștepți. De ce te uiți în jos? Jură-mi că mă aștepți. Ioana, jură-mi. Pleci? Nu, dar dacă aș pleca, m-ai aștepta, nu? Dacă nu pleci, de ce să-ți jur? Jură-mi. Pleci? Mă pierd aici, Ioana. Ai văzut ce a făcut și Barbu cu expoziția. El însă lucrează mai departe. Spune-mi, o să mă aștepți, da? O să te aștept toată viața. Nu așa, răspunde cu minte, până când mă aștepți? Până când mi-ai face un semn. Ce semn? Că mai trăiesc pentru dumneata. Totdeauna, Ioana. Trenul! Hai să plecăm. De ce? Ți-e frică? Nu mi-e frică, da? Ba da. Ba da, ți-e frică. Ți-e frică să nu treacă trenul peste Ioana. Știam că mă iubești. Și știu că o să te întorci pentru mine. Că nu o să mor niciodată pentru dumneata. Și că te pot aștepta cu încredere. Toată viața. Nu e așa că nu poți pleca. Da, Ioana. Nu pot. Pentru că n-am să uit niciodată ce jertfă ai făcut pentru mine. Ce dar mi-ai făcut. O să rămân aici. Fiindcă așa ai crezut tu că e bine. Pleacă! Dar cum pot să plece toate trenurile, Ioana? Nu mai mi-e frică! Și sunt 3 luni din noaptea aceea. Simțeam cum patul nostru sărac se așează între mine și viață. Dar darul tău simplu și tăcut mi s-a părut ceva sfânt, ca o împărtășanie cu natura. Când ai închis ochii, am înțeles că nu eu te cuprind, ci însuși destinul tău. De aceea te iubesc, Ioana. Și de aceea nu o să plec de lângă tine nici... Spune. Acum pleacă. Spune. Nici. Ah. Nici. E de viteză. Așa, din ce în ce mai repede.
Înainte! Vino să-l vezi, Ioana! De ce nu te uiți? De ce nu te uiți? Vino! Acum intră sub pod! Mi-e frică! Mi-e frică de el! Acum! Uite, acum! Unde-ți sunt vorbele? Unde-ți sunt gândurile? Unde-ți e sufletul? Nu mă mai auzi! Le-a luat trenul și le duce departe! Acum! Așa! Înainte! Poi mine e la Paris. Hai să te închizi. Așa. Acum ia să văd ce scofală fac eu. Patul 3. Văzuși? Taman pe taman. 3 în casă și 4. Hai să te scot afară. Bă, eu te scot. Crezi că dacă ți-ai lăsat mustață, mie mi-e frică de tine. Hai de data asta să te las. Uite-l și pe patru, îl fac aici. Acum să văd ce dai tu. Cât? 5-1? O, de meniși ca Ieremia. Ei, cum zici? Că unul e țuț? Cine miește? Hai. Hai de data asta să ți-o trec. Ia mai de o dată. Cât, mă? 6-5? Cu 6-6 minuni făceai. Ia te uite numai. Mă scoteai de aici. Păi ce, nu era bine? Mă mai scoteai și de acolo. Și uite ce frumos te închideai în casă. Oțele, ce mi-ești, parcă dacă mi te ascunzi după mustăcioara aia, eu nu te văd că muți 6-6 6-3 7-4. Da, acum ce să mai joc eu? Că mi-ai luat-o și pe asta. Acum să văd dacă pe asta la altă mi-o mai iei. Cine-i poștă? Eu eram, domnule Iangel. Poftim, domnule Iangel, cu plăcere, poftim. S-a pus pe viscol mare afară, domnule Iangel. Da, vă, domnule Iangel, apoi mai avem. Azi avem sfârșitul de decembrie. Așa. Ce mai făceai, domnule Iangel? Uite ce să fac. Îmi petreceam revelionul cu băiețelul meu. Îl mai jucam o tablă. Păi, să te audă cineva, ar crede că s-a întors băiat. Iată, uite-l în poze. În frac. În jachetă, în costum de tenis. De? Și la tablă cine câștiga? Era cât pace să iau eu o linie, dar la sfârșit nu știu cum mi s-a întors zarul, că tot el mi-a luat-o. Păi știi cum știe el să le joace. Dar, dumneata, ce mai făcuși că nu te mai văzui de la sărmăluțe? Uite ce să fac. Trebuie să te mai întreb. Tot nu primiști nimic de la băiat? Tot nimic, domnule. Uite, mâine-i luna. Nu mai vorbesc de barbu și de fetițelor, de mult nu le-am mai scris. Păi se poate să mă felicite el pe mine de anul nou? Că nu l-am văzut de 3 ani și aproape jumătate. Zău, dacă nu vine să-i dau o telegramă. Mai la telegramă, domnule Iancu. Ce, vrei să se sperie cumva băiatul? Nu mă dumiresc, ce-o fi cu el până cu o lună, că... Numai bucuria lui mi-a mai stâmpărat dorul, asta e drept. Ce scrisori peste scrisori colo, că doar le știi.
vesele și că tată mult a fost puțin a rămas, în tine se rupe gheața, că ce saloanii s-au deschis, ce bine îl primește lumea. Și așa o să se facă cunoscut și o să știpărească volumul. Păi ia zi acușul meu ta, domnule Angel, pot să nu-l crezi? Ia-te, uite la el, ia-te, ia uite, ce zici de mustăcioară, ha? Și acum deodată când îi apăru cartea, păi se poate să nu o trimită el mie, să nu o trimită el la nimeni. Că dacă nu scria barbu că a apărut, eu nici nu aveam de unde să știu. Poate fi și băiatul în furia succesului, domnule Iancu. Poate, așa îmi zic și eu. Abia s-a văzut și el cu visul împlinit. Spune barbu că librare din București au cerut și ei cartea. Și până vreo săptămână tot o-i citi-o eu. Ce dacă nu știu franțuzește? Măcar să-i văd eu acolo numele tipărit pe scoarță. Furisele de toți. Bine ți copii. Cine, domnule Iancu? E, barbu și Ioana. De? Le-am scris că-s bolnav și îmi răspunde barbu, zice... Să știi că venim neapărat să te îngrijim. Că Ioana, deși nu te cunoaște, dar te știe ea. Ce să fie ei? O trece și asta. Iauzi! Nu, credeam că ar fi factorul. Domnule Angel, acolo s-a întâmplat altceva. Ce vrei să se întâmple, domnule Iancu? Mi-e teamă să nu fie mână străină acolo. E, și dumneata, acum nu-ți mai face gânduri pe astea. Afurisită de tus. Uf, la naiba încolo, mă lăsase și acum. Dacă nici nu vrei să te odihnești ca lumea, eu nu înțeleg de ce... Te culci tot pe canapeaua aia pe care nici nu poți să te întinzi bine și nu te culci în pat, când tot e bun. Lasă, lasă. Parcă nu e și tată, parcă e și mamă. Ne muierim rău la bătrânețe, domnule Angel. Începem să ne speriem când ne se bate ochiul. Lasă, lasă ăla-i pătucul lui. Of, Doamne. Voi mai avea eu parte să-mi văd băiețelul dormind aici alături de mine. Nu-ți mai pierde nopțile, mă băiete, mai culcă-te și tu. Știa el ce face. Uf. Tare mi-e frică, domnule Angel, să nu mă ia Dumnezeu înainte de a-l vedea pe Silviu. Și dumneata, domnule Iancu. Pentru noi de acum... Sapa și lopata. E, așa. La ce atâta grabă, domnule Iancu? Că doar nu ne ia nimeni la goana. E, pe dumneata nu, domnule Angel, că ești sărătos, dar eu... Ne, plămâni ca plămâni, da. E, unde mai am eu anii dumitale? Ce ai face, domnule Angel, dacă ai mai fi în floarea vârstei ca mine? Uite, dacă n-a putut băiatul să vină, tot n-a mai vrut el să primească niciun ban de la dumneata. Cu ce am economisit, m-a suit în tren și aș pleca la Paris. Da, domnule Angel, sigur. Numai că pe la sfertul drumului m-ar lungi hamal într-o ladă cu capac. Și m-ar muta în vagonul de marfă. Și ce rost aș avea eu acolo, domnule Angel? El de acuș are viața lui. Ce, să mor printre străini? E, altă lume acolo, domnule Angel. Adică cum mi-ar veni mie la Paris când m-ar lua iaurgiu cu bonjour și olteanu cu musiu? Nu se poate, domnule Angel, nu se poate. De, domnule Iancu, asta, ce să zic? Te duci, domnule Angel? Trec la mine, domnule Iancu. Ce zici, să vin mai,
pe seară să spun niște ventuze? De, domnul Anghel, știu și eu. Las că dacă o fi nevoie, ți-o-i bat eu unuș. Eu zic că tot mai cu minte ar fi să-mi bat. Poate n-ar strica să spun eu ventuze, domnule Anghel. Nu. Bună seara. Bună seara. Trecu și anul ăsta. Trecu. Bună seara, domnule Anghel. E, cum zici? Cine începe? Păi cine să înceapă? Cine isteți și-a câștigat? Așa, hai, dă-le că uite, vremea trece și noi n-avem timp de pierdut. Așa, cât ai dat? 6-6? Hoțule! Silviu! Ce? Neangule, ce? Ce? L-am visat, Barbule. L-am visat. Și tocmai când voiam să-l strâng în brațe, of, de ce nu mai vine? Stai, lasă, trebuie să se întoarcă el zilele astea, hai. Numai să nu fie prea târziu, Barbule. Ei mi-ai scris. Da, chiar adineaur, s-a dus Ioana la poștă. Ei scris că nu mai duc mult. E, așa, vezi? Așa, dă-i cu glumă, așa. Când nu e Ioana aici, știi? Lasă că te spun eu. E, mă spui. Ascultă, dacă ai muri înainte de venirea lui, voi să rămâneți aici. Să-l așteptați aici, în casa în care a copilărit. Ca să aibă cui să-și deschidă inima. Vine azi cartea în centru, ce ai auzit? Da, la București a sosit de 2 zile. Librarul așteaptă și aici. După cădere suflă în ziarele franțuzești, se pare că tot lumea lui a pus un roman. E, i-am spus eu lui odată și-o fi adus aminte. Ia, hai. Ce? Doctoria, hai. Hai, nene, Iangule, că pe urmă te spun Ioane, hai. Ei, mă spun. Da, mult o mai iubești pe Ioana, nene, a? Doar de 4 zile suntem aici și nu mai poți fără ea. Ascultă, Barbule, sunt aproape 8 ani. De când aici, în odăița asta, Silviu o presimțea pe Ioana. Și voia să plece în lume după ea. Nu știai? Săraca Ioana. E, de ce spui așa, nene? Ioana a crescut în calea lui Silviu ca o floare. Și simt că a înflorit toată în cartea lui. Dar ca să o sădească acolo, Silviu a smuls-o cu rădăcină cu tot. Înțelegi? Nu, nene, Iangule. Ia ascultă, Ioana nu e om, e o plantă dintr-o poveste. O plantă care s-a aplicat peste rana unui trup care dormea. A vindecat rana, dar ea s-a uscat. Și nimeni n-a priceput de ce s-a uscat. Oh, săraca Ioana! Ia dă-mi puțin mâna. Așa. Și eu o iubesc pe Ioana. Și Silviu o iubește. Dar tu o iubești mai mult decât noi. Pentru că tu taci. Nene, te rog. Eu mă înțeleg cu sufletele oamenilor. Dar ia uite-te la mine. Să știi că în inima Ioanei nu încape decât o singură viață. Și pe aia și-a dat-o atunci când și-a purtat singură crucea. Ioana. Mai bine, nene. Sănătos tu, Ioana. Parcă e primăvară afară. Am cules 2 ghiocei pentru că aduc în casă noroc, sănătate și viață lungă. E, viața lor, Ioana. Dar am adus o floare mare, galbenă, una cu foi multe. Cartea. Da,
Da, și care se cheamă? Ioana Raptirul meu. Ioana mica româncă. Ia să o văd. Ia să o văd. Pentru cartea lui trebuia să-mi cumpăr niște ochelari noi, ca să o văd bine în vitrină la librăria din centru. Și noi doi pe strada mare. Lumea trebuia să se uite la noi și să spună: ia uite, bre, ce dădu din băiatul lui Iacu. Nene. Tată. Tată. Mulțumesc, Ivana. L-a obosit emoția. A dormit. Barbule. Da. Mi-e teamă că Silviu nu se mai întoarce. E ceva ciudat în ziarele franceze. Ce? Nu știu, nu înțeleg bine. Dar se vorbește despre el într-un fel misterios. Se pare că a plecat undeva, nu se știe unde. Nu, nu știu ce se întâmplă. Dar și în fotografiile astea pare un străin. Nu e el. Și mi-e frică de cartea asta. Frică? De ce? Parcă mi-ar ascunde ceva. Spune, crezi că Ioana mai trăiește pentru el? Da, Ioana, da. Nu, nu încă. Mai întâi cartea. Ce? Nene, ce e? Ce? Barbu, da. Repede cartea. Nu mai vreau să adorm până nu ascult tot, până la sfârșit. Da. Până la sfârșit. Hai, tradu-mi. Da. Tradu-mi. Capitolul 1. Soarele se oprise mirat în pragul căsuței înflorite. Era o dimineață frumoasă, de toamnă lungă. Dar în odăița ascundă, în care bătrânul își visa neticna pe canapeaua lui, lampa aprinsă nu gonise încă noaptea. Mi se pare că iar a adormit. Nu mai citești? Ba da. Așa. La masă, fiul lui, încovoiat deasupra manuscriselor. Ce? De ce te oprești? Ioana, nu ți se pare că nu mai respiră? Să zic că nici pe tine nu te cheamă Lionso, nici pe mine Le Pernod. Astea sunt pseudonimele noastre de mari stele de cinema. Plătite de domnul Gomon cu 30 de franci. Muțenia. Că doar asta ni se cere ca figuranță. E, dar tu, în sfârșit, ai scăpat. Noroc. Noroc. Noroc, Silvio. Mai bei unul? Na, doar așa. În fine, mâine plec și la 10 ianuarie sunt acasă. Ești fericit, Silvio. Noroc și vânzare bună. Da. Cum a fost cu volumul tău? Unde erai de nu te găsea editorul? Am stat în spital 40 de zile. Ce ai avut? Era să mor. Am vrut să mor. Ai vrut? Mm-hmm. Spune că mă interesează. Eu vreau să mor în fiecare seară. Ce vrei să te... Da, dar nu în Sena, că mi-e scârbă. Și pe linie. Pe linie? Da.
pe linia ferată. De, de ce trebuie? Spune. Suntem mulți pe lumea asta, Silvio, care fugim de ochii celor care ne iubesc, ca să nu ne vadă cum ne zdrențuim din zi în zi. În fiecare seară, la ieșirile din gări, trăim iluzia eliberării prin moarte. Suntem mulți care așteptăm pe linie. Toți cei care ne-am închipuit că putem fi ceea ce nu suntem. Dar când ne izbește suflul trenului... Simți întâi lovitura aerului care îți lasă impresia că nimic nu te zdrobește, că vei avea o moarte moale și subită. Sângele sfuge din picioare, din cap, numai inima e grea și vie. De unde știi? Ai murit vreodată? N-am fost mort decât 40 de zile. Ai vrut să... Nu. Dar am fost și eu pe linie, da. M-am dus așa cum mă duceam și în țara mea, visând plecarea. Acum mă duceam să-mi visez întoarcerea, care mi se părea imposibilă. Și într-o seară, spre sfârșitul lui noiembrie, m-a furat gândul. Am înaintat pe linie ca un somnambul, față în față cu expresul Orient. Am avut atunci o halucinație. Botul mașinii îl aducea pe tata spre mine. Îmi ieșea în cale să mă oprească. Am sărit de pe linie, dar tot am fost lovit. M-am ales cu câteva fracturi. Și... De ce vrei să... Din dragoste? Nu, din dragoste puteam să fiu foarte fericit. Dar am jertfit-o pentru alt ideal. Credeam că sunt scriitor. E bine, acum ai dovedit că ești. Poate, dar eu trebuia să stau acasă. Nu, văd că nu mă înțelegi. De perno, eu sunt un om legat de pământul și de oamenii mei. Spunea tata că aceștia îmi sunt stăpâni. Dar atunci lipsea depărtarea care să mă apropie. Înțelegi? Să mă apropie de ei. Am ținut lumea mea în mine. Nici nu bănuiam cât poate să vorbească. Spunea tata, aici, băiete, aici, acolo, Le Pernod. Acum aici înseamnă acolo. Gândurile și simțirile mele de acolo sunt legate, pentru că acolo s-au strâns în mâna mea aceleași amintiri. Casa și mormântul, viața și moartea noastră. Ce e asta? Ok, din tot ce aveam în buzunare, ea singură n-a vrut să dispare. De câte ori nu mă gândeam că dacă aș putea să o întorc în ușa care mă așteaptă, aș fi tare fericit. E cheia mea de acasă. Casa noastră e mică, o acoperă zăpadă în întregime. Și tata e acolo, singur. Și așteaptă, de 3 ani și jumătate mă așteaptă. El mi-a dat tot ce avea și a vândut căsuța pentru mine. E adevărat, de atunci nu i-am cerut niciun ban, nimic. De 3 ani n-am făcut altceva decât să rap de foame și să inventez minciuni pentru tata, ca să-l duc la mormânt pe cortegiul visurilor lui împlinite despre mine. Acum o să te vadă. Da. Și n-a fost numai tata Le Pernod. Mai e și Ioana. Ioana? Da. E frumoasă? Mai mult decât atât. E proaspătă și curată. Vorbește-mi de ea. A apărut pe ușă. Bună dimineața. Bună dimineața. Aici se caută un model? Poftim, domnișoară? Nu mai spuneți domnișoară, spuneți-mi Ioana. Nu mai spuneți dumneata, spuneți-mi tu. Tu? Da, așa mă cheamă. Anonimă Le Pernod. Anonimă ca o poezie populară. De unde ești, Ioana? Din Argeș. Ca și mine, Le Pernod, din Argeș. Să mă dezbrac numai ca să vedeți. Stai. Aici nu înțeleg. De ce numai ca să... Credea că eu sunt pictor. Și tu? Eu am lăsat-o să se descheie la bluză. Și gata. Hai, taci, nu spune prostii. Atunci a venit Barbu. Barbu, ha. Văd, scandal, bătaie. Da, împotrivă, Le Pernod, înțelegere. Ce băiat, Doamne, ce băiat. Și totuși și el a iubit-o din prima clipă, ca și mine. Ce oameni mă așteaptă acolo, Le Pernod, ce oameni. Dar acum o să-i văd. Acum, în fine, o să-i văd, Le Pernod. Nu mai am răbdare. Tata,
Ioana, Barbu, de mâine în două zile sunt lângă voi, în România. Mai departe, Barbu. Te rog, mai departe. Da. Dar în pragul ferestrei, dincolo de care gândul Ioanei zbura departe, sufletul ei... Sufletul ei? De ce te oprești? Sufletul ei se îmbolnăvea de povara gândului. De ce era bolnavă Ioana? De dor. Mai departe, Barbule. Nopțile anilor au trecut una după alta. Prin fața ferestrei, cu ochii pierduți în depărtare, și când a venit iarna... Când a venit iarna? Ioana, ești obosită. Nu, 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 Barbule. Mai departe. Umerii Ioanei s-au dezgolit, pieptul i s-a desfăcut și harul... Mai departe. Harul care era în ea, după ce a dezbrăcat-o în fața artei și a iubirii, a dezbrăcat-o și în fața lui Dumnezeu. Mai departe. Și pe când cerul vieții arunca furios pe trupul ei de înger flori reci de zăpadă... Mai departe. Laptit Ioana, flori de la campan rumen. Pe rămânește, pe rămânește. Mica. Mai departe. Mica Ioana, floare de câmp românesc, a murit tăcută, așa cum mor numai copiii și florile. Sfârșit. Sfârșit. A murit Ioana? O simplă poveste, Ioana. Poveștile nu seamănă cu viața. Nu? Nu, Ioana. Dacă ar fi cineva care să-mi strige că vine, că nu e adevărat că m-a uitat, că n-am murit pentru el. O să vină, Ioana, o să vină. Nu, nu mai vine. Dacă n-a venit el, nici n-ar mormântare. A spus bătrânul să-l așteptăm pe Silve aici? Amândoi? Amândoi aici? Eu i-am spus că l-aștept până îmi va face un semn. Și acum, Ioana? Acum... știu eu ce fac. Tot ce a fost între noi e în carte. Totul e scris. Așa a vrut el. Și atunci, Ioana? Dacă Ioana nu mai trăiește pentru el, atunci... Atunci... Ioana poate să fie încă fericită, nu? Barbule. Te iubesc, Ioana. Te iubesc. Am văzut din carte că el a înțeles cât de mult mă iubeai. Te-am iubit din prima clipă, Ioana. Ai fost atât de bun, Barbule. Și mie mi-ai dat, Ioana, tot ce a fost mai bun în viața mea. Și eu ce-am creat mai frumos am creat pentru tine. Și te-am păstrat vie în toate tablourile mele. Taci! Pe cele mai frumoase, Ioana, nu le-am vândut. Le-am păstrat. Pentru casa noastră. Casa noastră. Da, Barbule, tu nu ți-ai părăsit țara. Nu știu, am muncit aici, am crezut în munca mea. M-am înstărit din zi în zi. Am biruit greul an de an cu gândul la tine. Pentru că simțeam, Ioana, simțeam că Silviu nu o să se mai întoarcă. Ai fost atât de bun, atât de bun cu mine. O să vezi, o să vezi lângă mine cât de plină mai poate fi viața pentru tine. Și curând, curând, știu, hai să uiți tot, da, tot ce a fost. Da, o să uit. Nu o să treacă mult. Și hai să fii din nou fericită, nu? Da, Barbule. Și nimic. Fericită. Nimic nu o să mai rămână în tine din amărăciunea de azi. Ioana, nu-i așa? Da, Barbule. Nimic. Ce rețea de întâmplări crude, Barbule.
Ce urzeală faina destinului. Eu nu vă telegrafiez ca să vă fac o surpriză. E și ironic destinul. Telegrama voastră mă caută din adresă în adresă, se întoarce în țară. Nu mai morminte în urmă mea. Pompei, tata, Ioana. Și asta ca să fac un biet pas în viață. Când ai terminat portretul ăsta al tatei? În ultimele lui zile. Așa era tata? Atât de bătrân? Am impresia că a murit acum 3 ani și jumătate. L-am altfel în minte. Uite, îl văd și nu-l cunosc. A mai trăit omul ăsta dincolo de chipul pe care mi l-a lăsat mie în amintire? Să nu știi cum a fost tatăl tău până în ultima clipă. Toți au murit pentru mine atunci când m-am despărțit de ei, dar abia acum îmi dau seama. Ce pedeapsă cumplită. Doamne, Doamne, cum am putut să mă îndepărtez de ei? Și după el, Ioana. Dar de ce nu m-a așteptat? De ce nu m-a așteptat? Ți-a spus că te așteaptă până îi vei face un semn. Un semn? Nu ți-a spus așa? Stai, zi-mi tot cum a fost. E, lasă acum. Hai, te rog. A rămas aici Silviule, singură. Era o noapte de viscol. Ea dormea aici, eu am o odaie în oraș. Îi tradusesem romanul tău. Și? A doua zi în zori am găsit-o jos în fața ferestrei deschise, acoperită de zăpadă care năvălise în casă. Era cu pietul gol. Așa cum era scris, așa ca în carte. Așa cum era scris, Silviule. Nu era încă moartă, dar... dar a făcut 40 de grade și până seara... Am omorât-o pe Ioana. Liniște-și. Am omorât-o pe Ioana. Nu urăsc cartea asta pentru care mi-am părăsit țara. Floare galbenă, așa i-a spus Ioana. Floare rea, barbule, floare de mormânt. A cerut viața ei, a smuls rădăcinile ei ca să răsară. Mi-a văzut tata cartea? A, da, da. A murit în păcat, Silviule. Începusem să citesc. A adormit. Așa a murit. Da. Voia să-i o traduc toată. Am tradus-o Ioanei. Era nerăbdătoare. Să-și cunoască sfârșitul. A trăit finalul așa cum l-ai gândit tu. Nu, povestea nu se terminase. Povestea noastră. Când scriam, închipuiam o mulțime de finaluri. Cel mai nimerit mi s-a părut ăsta, pentru că toate iubirile mari sunt povești triste, cu deznodăminte tragice. Silviule, Silviule, trebuia să se împlinească un destin în povestea asta. Ioana a înțeles. Tu ai fost destinul ei. Se spune că iubirile mari există numai în cărți. Dar Ioana a luat această iubire mare din carte și a transplantat-o în viață. Da. Tu ai inventat finalul pentru a împlini destinul unei cărți. Ea l-a trăit pentru a împlini destinul vieții, pentru a-și împlini propriul ei destin. Barbule, mă gândesc ce dreaptă ar fi fost viața dacă în lipsa mea ar fi împins-o pe Ioana în brațele tale. Tu, da, tu ai fi meritat-o. Nu, Silviule, nu se putea. Pentru că mi-a spus nenea Iancu să știi că în inima Ioanei nu încape decât o singură viață. Ați ascultat Acolo departe, roman dramatic de Mircea Ștefănescu. Distribuția a fost următoarea: Iancu Octavian Cotescu, Silviu Emil Hosu, Ioana Valeria Seciu,
Barbu, Virgil Ogășanu. Anghel, Vasile Nițulescu. Leperno, Matei Gheorghiu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.